Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele lunar Venus ascendent, nodul nord în balanță, etalare pentru februarie 2022. După cum vedeți, am încercat să mă asortez. Pentru voi am ales, pentru că am ales aceste seturi de cărți. Nu de Ada, dar știu că foarte mult, un număr destul de mare de balanțe sunt într-un labirint. Sunt într-un labirint și acesta se numește labirint. Sunt într-un labirint, caută răspunsuri, nu găsesc soluții la niște, eventual, nu doar întrebări, nu găsesc ieșirea dintr-o situație foarte încurcată. Mersi. Așadar, ca să asortez cu aceste cărți, am ales Santalul. Sper să vă placă. Sper să vă placă. Și totuși avem și un pic de albastru, că tot vorbim de semne de aer, dar întâmplător sau neîntâmplător, oricum le-am folosit la toate etalările. În timp ce am amestecat aceste de cărți, ce a vrut să se arate? Strategia sau vulpița roșie. Încercați să vă ascundeți voi sau altcineva sub o umbrelă protectoare și să creați impresii până vă faceți un plan concret de acțiune. Să distrageți atenția, ca atunci când ai o oglindă și încerci să direcționezi lumina într-o zonă din niște motive. La capătul setului de cărți ce aveți Wolverine sau determinare, să zicem. Determinare sau neînfricare mai degrabă. Numărul 5, Marte. Este o energie foarte combativă. Dar în spate există un dolfin, un delfin și o căprioară. Ambele reprezintă putere și fericire. Posibil să aveți de-a face cu o situație, cu un personaj care are o altă vibrație decât voi. Ori voi aveți vibrația asta de fericiți, da? Foarte intuitiv, mai ales personajele care au lucrat în direcție spirituală, și să aveți de-a face cu un personaj conflictual, dar pasional, ori voi aveți multă pasiune și conflict interior referitor la o persoană care vă creează niște stări emoționale foarte, foarte plăcute, foarte plăcute. Și simțiți că această ființă are o putere aparte, o putere nevăzută, necunoscută vouă. Și atunci, ca să puteți să acționați cât de cât cu aceeași putere, deși mă cam îndoiesc că o să puteți, pentru că sunt diferite tipuri de putere, încercați să creați o strategie. Interesant este, apropo de strategie, pentru că am amestecat înainte de aceste de cărți, am amestecat aceste de cărți. S-a vrut aici să apară 7 de spade. 7 de spade care ține de strategii. Nu musai de minciuni, deși poate să fie și minciuni, cât de neexprimarea unor adevăruri. Adică spui o parte din situație, o parte, da? Omiți niște detalii și asta îți creează, să zic, un control, apropo de împărat, un control asupra unei situații. E o strategie, da? 7 de spade înseamnă foarte multe. Poate să reprezinte cel care fuge de o situație, pentru că nu este pregătit până își stabilește, nu este pregătit să o înfrunte. Și știm că, în general, balanțele cam fug de confruntări. Cam fug. Depinde ce, pe unde au martele. Dacă au Marte în semn de foc, au șanse să fie mai combative. Dar variază. La capătul setului de cărți apare împăratul, cavalerul de bâte, spânzuratul, steaua. 3 de bâte. Asta spune că aveți o atracție față de cineva. Sunteți chemați să vă mobilizați într-o direcție. Dar vă controlați cu acest împărat. Vă controlați, tocmai pentru că asta e strategia voastră. Vă controlați chiar dacă amânați manifestarea unei exprimări destul de masculine cu această neînfricare și cavaler de bâte. Oare cum se aseamănă? Da, amândoi reprezintă Marte în semn de foc. Ideea este că între voi și cineva există distanță cu 3 de bâte, există posibilitate de vindecare, sunteți predestinați să
cum să exprim, care cuvântul? Nu musai să aveți o relație, nu musai să colaborați, să interacționați. Da, sunteți predestinați să interacționați. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla ceva mai mult din această interacțiune, dar eu acum amestec în fața voastră. Acestea au fost niște mesaje în plus. În plus. Hai să vedem. Balanțelor. Balanțelor. Light motivul acestei luni, februarie. Balanțe. Soarele, nu venu să ascendem nodul nord în balanță. Să înțeleg că asta vrea? Jaguarul. Eliberare. Release. Dar pentru mine acest jaguar, pentru că imaginea sine mi-aduce aminte de un videoclip care era pentru meditație, tantra. Cred că cel mai mult v-ați dori să vă eliberați pe plan sexual. Însă, este adevărul. Aveți de-a face cu o persoană la fel de neînfricată ca voi, dacă voi vă considerați persoane neînfricate. E o persoană cu autoritate. Sau voi încerca să vă mențineți autoritatea într-un fel sau altul. Dar rămâne de văzut ce înseamnă această autoritate. Cineva cu o vibrație înaltă, regală, care încearcă să protejeze ceva. Celălalt, cu o vibrație foarte intensă. Am zis că sunt, am două persoanele, sunt foarte puternice, dar puterile sunt diferite. Unul are o putere fizică și o manifestare sexuală mult mai directă, celălalt mult mai subtil. Această imagine mi-aduce și aminte și de Marea Preoteasă. Că Marea Preoteasă nu lucrează doar în umbră, cât și în templu. Așadar, este o chiar mare preoteasă. Nu doar preoteasă, chiar mare preoteasă. Pentru unii. Este o energie care inspiră la protecție, la nublețe, la dreptate, la comunicare coerentă, concretă, sau măcar coerentă. Concretă în ce sens? În sensul acesta al adevărului. Rămâne de văzut jaguarul ăsta. Ah, ce-mi place. Poate a folosit sprint de animale ca mine. Eu am nu știu câte obiecte prin de animale. Prin de jaguar, de panteră, de leopard. Balanță. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Vedem? Februarie 2022. Așa și făcut 23. Nouă. Îmi spune că este nevoie de creștere spirituală. Dacă veți avea posibilitatea să manifestați această energie interioară, fizică, sexual, cu cineva care are aceste calități pe care le-am descris, ar putea să fie o trezire a lui Kundalini. Dar nu înseamnă și Jupiter. Lecție spirituală, dar o lecție spirituală care vine într-un mod plăcut. Foarte plăcut. Foarte plăcut. Dar rămâne să descoperiți voi. Da, amândoi sunteți neînfricați. Interesant. Ce apare? Îndrăgostiți? Oho! Alegere importantă în dragoste. E o tentație aici este. Nu știți dacă ceea ce simțiți este tentație sau e dragoste adevărată. Și un întâmplător probabil a fost să fie cavalerul de cupe. Regele de monede și faeton. Da, simțiți multă bucurie față de o anumită persoană. Și vă doriți să mergeți, să înaintați, cum am exprimat mai devreme, interacțiunea. Dar, pentru unii, este destul de dificil pentru că sunteți într-o poziție cu responsabilități profesionale și familiare. Regele de monede asta sugerează o poziție tradițională. Balanță, o dată, de două ori, de trei ori. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, februarie 2022. Nu, de ce... Arunem pe aceste cărți. Oho, puterea! Apropo, altă figură, iau-te! Altă figură. Toate feline. Mai. Interesant, acum dau seama că ce-am văzut mai devreme, Wolverine, neînfricarea, ar putea să fie cinciul acela, roșul acela, ar putea să fie energia unei persoane din viața voastră care este foarte geloasă.
Da, vedeți. Acum, în sufletul vostru puterea, provocarea, magician. În trecut, cinci de spade, conflicte. Conflicte mentale, conflicte verbale. În prezent, o să clarificăm cât este. 9. Ei așa scriu 9. Vai, vai, vai lor. 9 de bute. Blocaje. Încercați să blocați, probabil ca să vă protejați. Sau poate aveți blocaje pe mai multe planuri din niște motive. Pentru că 9 înseamnă, iar 9 e o chestiune spirituală. Sunt niște blocaje, probabil, în comunicare cu cineva, tocmai ca să dezvoltați eventual alte strategii de manifestare, alte tactici de materializare. Regina de monede, interesant. Regina de monede înseamnă foarte multe. Stabilitate, creativitate, valoare, stimă față de voi. Rămâne de văzut despre cine e vorba. Poate să fie altă persoană, evident nu e obligatoriu să fiți voi. O să clarific. Sfatul, regele de pute aici, fiți de acțiune, fiți în autoritatea voastră, exprimați dragoste și putere. Dragoste și putere, cum am văzut aici, da? Ambele feline. Una receptivă, alta în acțiune, da? Exterior, trei de bâte, cineva de la distanță. Vă așteaptă sau voi vreți să călătoriți către cineva de la distanță? E o distanță, nu o să e mare. Pentru că trei de bâte poate să nu fie o distanță mare, dar e o distanță. E călătorie, comunicare. Interesant, vă este teamă de trei de spade. Vă este teamă să nu suferiți în dragoste pentru că a suferit. Și cine spune, vai, să știți că o să șterg. La toate zodiile la care spuneți, mi-aduc aminte că de curând cineva, scuzați-mă întreruperea, cineva a comentat despre zodia racului. Vai, că sunt niște, puh, dar ce sunt? Mincinoși, curvari, la la la, la la la, nu, să nu aveți de-a face, mai. Dacă faceți asemenea comentarii despre orice zodie, că e balanță, că e rac, că e geamăn, că e leu, că e pești, că e Capricorn, vă rog frumos, le șterg. Astea sunt experiențele voastre personale, nu înseamnă că se generalizează, da? Nu țin, nu zi musai că țin cu balanțele, nu, deloc. Adică nu în mod special. Ideea este că nu e normal să generalizăm. Da, pur și simplu, vă este teamă de suferință, aici este teama voastră. Chiar dacă explic, chiar dacă e un personaj care v-a făcut să suferiți, și vă este teamă de acest personaj? Hai, mă, blițule, așa. Da? Variază, dar este teama de suferință. Și din acest motiv, interesant cum arată cărțile, vă este și teama să spuneți tot adevărul, tocmai ca nu cumva să răniți, sau dacă spuneți ceva ce deranjează sau nu este plăcut urechilor ascultătorului sau ascultătoarei, nu cumva să vi se dea replica și să vă rănească. Știți situații? Asta era următorul, dar de ce a venit așa? Nu, nu. Ce este justiția? Sunteți voi. Dar ați văzut cum a venit un pic invers. Vă las să meditați. Pentru că din dorința voastră, ai iar o tendință a balanțelor, din dorința de a păstra echilibru, uneori riscați să manifestați nedreptate. Vă place sau nu vă place ce spun? Eu știu că așa este, din dorința și nu doar balanțele, ci cu planete. Eu am planete în balanță și am planete și în casa șaptea, așa, dar sunt și eu o balanță într-o formă sau alta. Ideea este că, și știu, până să mă schimb, așa eram, să nu deranjez, să nu afectez, să am grijă, să nu rănesc, da? Și creez un dezechilibru, în primul rând, în mine, da? Ca și manifestor, pentru că nu-mi folosesc resursele la maxim. Pentru cine are urechi de auzit. Așadar, ați văzut cum a venit în fața voastră, s-a răsucit invers. Este o nedreptate prin faptul că vreți unii dintre voi să păstrați o falsă armonie. Să știți, este o falsă armonie. Dar o să clarificăm ceea ce asta. Poate să fie și o separare de cineva, justiția, invers, nedreptate, tribunaluri, contracte rupte, separări, divorțuri, poate să fie și asta. Dar pentru unii, da? Eu totuși o las în picioare pentru că așa stă mai bine. Așa arată mai bine. Haideți să vă arăt că îmi plac desenele acestea. Pentru aceste desene am cumpărat setul de cărți, da? Sunt foarte interesante. Da? Ia.
Vedeți ce frumos e? Asta e, trebuie să comunicați în echilibru emoțional. Cât deranjează, că nu deranjează, e altceva. Nu e problema voastră. Și dacă vă deranjează pe cineva adevărul, asta e, trebuie să se calmeze, să se reechilibreze la nivel personal. Ce reușiți să faci? Turnul. Turnul. Separare. Moartea. Mai. Dar ce energii intense. Doi de spade. Și patru de monede. Cât e? Dați-mi voie să mă uit. Unde vreți să mergeți? Către nouă de cupe. Vai, dar o călătorie destul de grea. Cu justiția pe care am văzut-o invers și turnul și moartea, vreți să vă separați de cineva clar. Dar, haideți să vă zic povestea pe scurt și apoi intrăm în clarificări și acestea s-ar putea să complice. Să complice întregul scenariu. În sufletul vostru, vă luptați cu această energie foarte intensă, cu dorința de acțiune, de manifestare, a unei pasiuni care a fost reținută mult timp, nu doar acum. Eventual există un personaj care vă instigă, dar prin felul de a fi, vă și face să vă rețineți. Sunt două aspecte, masculin și feminin, al acestui personaj. Și asta vă face și pe voi să vă luptați în sinea voastră, pentru că nu știți exact cum să abordați. Direct sau subtil? Masculin sau feminin? Cum? Și din acest motiv probabil a apărut și strategia. Trebuie să găsiți o strategie, o tactică potrivită, să manifestați ceva, pentru că aici este provocarea. Nu puteți să stați în aceste lupte interne, mai. Da? Nici să vă luptați cu sufletul vostru sau cu sufletul altei persoane, da? Sau cu impulsurile voastre, fără să manifestați ceva. Până la urmă, după o luptă, trebuie să se manifeste și un final. E lupta pierdută, e câștigată. În sensul acesta vorbesc. Provocarea este să manifestați. O să clarific ce înseamnă acest magician. Magicianul are toate resursele. Vedeți cărțile? Are toate resursele. Dar dacă stați în această luptă interioară, nu puteți manifesta. Pentru că vă consumați energia în luptă. Și voi aveți nevoie de energie pentru manifestare. Vă consumați energia în acele tactici, în loc să vă folosiți energia intelectuală, acum vorbesc de minte, pentru manifestare. Poate unii dintre voi cu această dorință foarte intensă de separare, de transformare, să vă doriți să o luați de la zero, n-a apărut deocamdată, dar să manifestați ceva de la unul, să începeți un nou proiect, eu știu, un nou job. Pentru unii poate să fie și o nouă relație. Dar până la relație, cred că vă doriți, după cum arată cărțile în zona reușitelor, vă doriți și veți reuși, da? Să mergeți către nouă de cupe, către dragoste față de voi, ceea ce este foarte, foarte important, chiar dacă, cum am spus mai devreme, va trebui să vă separați total de niște oameni care, voit, nevoit, v-au adus la acest punct în care v-ați săturat și vreți să vă transformați. Vreți să vă detașați, interesant, de tradițiile care nu vă permit expansiunea. Și cu răbdare, cavalerul de monede, veți merge pas cu pas în reconstrucția voastră într-o direcție care vă va aduce stabilitate. Acum văd regina de monede financiară, cavalerul merge încet, încet către regina de monede, care
vă va aduce dragoste nouă de cupeș, de vindecare și speranță în viitor și vă va aduce și stimă față de voi, pentru că regina de monede e o persoană care se stimează, care se apreciază, care își cunoaște valoarea. Dar pentru toate aceste lucruri trebuie să vă separați turnul și moartea. De-aia a apărut, repet, justiția invers. În trecut aveți 5 de spade, conflicte, oameni cu care ați avut tot timpul argumente. Eu nu vorbesc de discuții, pentru că o discuție care crește trebuie să aibă și argumente. Vorbesc de certuri, 5 de spade pentru mine înseamnă certuri, invidii sau jocuri mentale. Nu-ți răspund la provocare pentru că știu că asta te face să suferi. Adică, în acest context, la 5 de spade, sunt oameni care aruncă cuvintele, uneori special, că să producă suferință, și celălalt, dacă interacționează de mai mult timp cu acest gen de personaj, știe că dacă tace și nu dă replica, mai rău face. Și atunci se practică niște jocuri mentale. 5 de spade pentru mine înseamnă și invidii. Dar 5 am văzut și mai devreme prin acea neînfricare, da? Conflictele sunt conflicte și fizice posibil să fie în viața unora. A unora, nu a tuturor. Și atunci, pentru că au fost conflicte, în prezent, asta e strategia urgentă pe care o manifestați unii dintre voi, probabil îi blocați într-un fel sau altul. Dar, dragii mei, mare grijă cu blocarea, de-aia am zis, aveți grijă cu această luptă, da? Vă luptați cu cineva. Dar pierdeți multă energie care ar trebui investită în manifestarea noii voastre direcții. Cu alte cuvinte, dacă îi blocați pe cei cu care aveți conflicte, riscați să blocați, să rămâneți în această energie blocată, stagnantă, și să vă blocați și posibilitățile de expansiune. Grijă mare! Din acest motiv, vi se zice să fiți de acțiune, pentru că regele de bâte este de acțiune. Da, are garda sa personală, blochează, dar aveți grijă să nu vă pierdeți această natură masculină, chiar dacă sunteți femei. Pentru că toți avem nevoie să acționăm. Dacă sunteți femei, probabil că sunteți atrase de un personaj autoritar, plin de pasiune, de creativitate. Ori, sunteți chemate să manifestați această energie masculină într-un mod creativ. Optimist. Cu sufletul deschis este un verde. Trebuie să vă păstrați sufletul deschis. De-aia zic, mare grijă cu conflictele și cu luptele. Exterior, 3 de bâte. Pentru că sunt bâte, iar ține de pasiune, de creativitate, e o distanță între voi și cineva. O să clarific ce înseamnă această distanță. Dar 3 de bâte, în principiu, e o carte optimistă. E un personaj care anticipează niște oportunități. Poate să vadă calități în voi, poate vă așteaptă, poate să... Da? Vă influențează acest personaj într-un fel sau altul. Comunicarea. Deși nu pot să zic că 3 de bâte reprezintă musa e comunicare, dar poate să fie o comunicare la distanță. Rămâne de văzut cum se manifestă. Dacă ne permite să aflăm. Dacă nu ne blocați și pe noi. Am zis, 3 de spade e altfel de comunicare, comunicarea cu cei cu care vă luptați acolo. Aveți două personaje cu care comunicați. Interesant. Da? Și apoi, iar revin la justiția pe care am explicat-o chiar de la început. Vă doriți să faceți dreptate, vă doriți să vă bucurați de echilibru în viață, dar aici este, știți, ați ajuns totuși. Probabil că asul acesta de spade s-a manifestat în lunile anterioare. Ați ajuns la această înțelegere că echilibru îl găsiți în voi și pentru asta trebuie să vă eliberați de energiile tulburătoare sau tulburi din preajma voastră ca să manifestați ceva nou. Pentru că aici este provocarea, să manifestați, să intrați în unul. Interesant, și trebuie să și comunicați, că tot mi-a fost sensibilizată chakra a cincea. Interesant, la capătul setului de cărți, împărăteasa și mai devreme am văzut împăratul. Împărăteasa și 7 de spade și temperanța. Ia uite, asul de bâte.
Regele de spade, sunteți voi. Aveți o nouă idee? Dacă aveți o nouă idee, cum să deveniți regele de bâte, adică, dacă aveți o scripire, un proiect creativ, cum să deveniți întreprinzător, cum să faceți bani singuri, apropo de verde, da? Să nu depindeți de alții, să nu vă folosească alții. Mintea, inteligența este minunat. Dacă aveți un proiect, aveți răbdare, aveți răbdare, protejați-l cu 7 de spade și veți crește în timp. Acum, mai un alt mesaj, mai este o pasiune. Am zis că unii dintre voi sunteți atrași de cineva. Interesant. Da, îndrăgostiți-vă, valeții de cupe. E o poveste interesantă. Aș spune, da? În care se comunică emoțional, cineva comunică, nu voi, voi nu comunicați emoțional. Sau nu toți, cel puțin regele, energia masculină nu comunică emoțional, dar simte, pasiunea este influențată subtil de aceste emoții care se manifestă între voi și cineva. Dar trebuie să vă vindecați, în primul rând, de această situație, de aceste conflicte din viața voastră. Să vă separați de ele ca să puteți să manifestați. Da? Dragoste față de voi, speranță și apoi să creșteți. Pentru unii poate să fie femeia voastră divină cumpărăteasa. Dar asta nu înseamnă că nu veți manifesta o atitudine oarecum temperată, defensivă, necesară vindecării de trecut. Pentru că am zis de la început, da, vreți să mergeți către nouă de cupe, dragoste față de voi. Și cu acest valet, 9 și cu 1, 10, să manifestați un cuplu fericit cândva. Dar, am zis, e o înțelegere pe care probabil ați primit-o în lunile anterioare, în anul care a trecut, că tot vorbim de situațiile prin care treceți, da? Asta este turnul. Un eveniment neașteptat, care aduce o ruptură, o separare iremediabilă între voi și cineva. Și veți fi obligați să alegeți. Adică nu aveți altă variantă decât să alegeți. Cu cineva tăceți, interesant, și cu cealaltă comunicați. Pentru că sunt două influențe, două tipuri de comunicare, repet, 3 și 3. Interesant că a venit și împărăteasa tot cu 3. Probabil este personajul care vă influențează pozitiv. Da? Pentru unii dintre voi. Și veți fi forțați de această separare să alegeți. Ce? Eliberarea 8 de cupe de viziunile înguste, tradiționale, materialiste, 4, sau de relațiile karmice. Pentru mine 4 de monede înseamnă și relații karmice. Sau poate cineva se îndepărtează de voi. Poate și asta, cineva să se îndepărteze de voi. Și să meargă să-și vadă de cupele sale, de sufletul său, de speranțele și visurile sale. Posibil și asta, pentru că se iubește, decât să stea într-o energie dezechilibrată, poate și altcineva se îndepărtează de voi. Posibil și asta, luați și asta în considerare. Hai totuși să vedem. Clarificăm puterea. Pentru balanțe, soarele în Venus, să ascundem o lună din balanță, puterea centrală. Ce înseamnă puterea pentru balanță? Interesant, în aceste de cărți, puterea are numărul 11. Dacă asta înseamnă ceva pentru voi. Ups! Da! E această pasiune care a apărut în viața voastră și nu știți ce să faceți. Da, doi de monede, ce să alegeți, cum să alegeți. 5 de bâte. Vă consumați într-o relație, eventual cu regina de bâte, cu, poate să fie, da, să fie un... Da, vă consumați. Într-o relație în care aveți multe responsabilități. Poate să aveți un personaj autoritar în preajma voastră, unii dintre voi, dar în primul și în primul rând nu știți ce să alegeți. Ai, din acest motiv există luptele care sunt. Atracția este mare, între voi și cineva,
Și dacă nu-i vorba nici de atracție, să zicem, poate să fie acest nou proiect, da? Să-l manifest, să nu manifest. Da, dacă nu este. Păi aici, rezolvați cu gândurile și cu blocajele. Hai, clarificăm. Deci poate să ține de bani, de sexualitate, de creativitate, de ce vreți voi. Trebuie să cântăriți variantele plus și variantele minus. Clarifică magicianul. Provocare. Magician. Cum îl manifestați? Nu? E o provocare, într-adevăr. Cum îl materializați, cu alte cuvinte, că poate manifestatul ăsta e cam prea complicat pentru mine. Magicianul, te rog frumos. Clarifică magicianul. Din acest motiv a apărut și această eliberare. Eliberați-vă, poate pentru unii să fie un personaj care vă... Asta e o zic pentru cine o fi. Posibil să fie un personaj care vă... de care trebuie să vă eliberați, care vă... v-a manipulat pe plan sexual. Și nici nu cred că a fost cel mai grozav, cele mai grozave partide. Să manipulezi sexual înseamnă una, să ai satisfacție sexuală este altceva. Nu e. Pentru cine face diferența aceasta prea subtilă. Dar e. E. Nu e subtilă. E subtilă pentru unul. E chiar foarte reală. Clarifică magicianul. Pentru balanțe. Patru de spade. Aici trebuie să vă vindecați de conflictele pe care le-ați avut, de manipulări. Da? Și dacă vă puneți în ordine gândurile, veți învăța cum să manifestați. Patru de spade e similar cu eremitul. Meditați un pic cum se manifestă. Meditați suficient cât să... pentru că degeaba aveți cele patru resurse dacă nu aveți credință. Iar la patru de spade trebuie să vă deschideți sufletul, mintea și să începeți să sădiți în voi gânduri pozitive. Că sunteți în stare. Dar, în paralel, trebuie să vă eliberați și de aceste, să vă vindecați de aceste conflicte. Unii dintre voi poate ați avut o natură mai impulsivă. Și atunci trebuie să vă rețineți un pic, tocmai ca să manifestați corect, în echilibru. Clarificăm 5 de spade pentru balanțe în trecut. Ce este acest 5 de spade pentru balanțe? Soarele nu vine să ascendem de nou din balanță. 5 de spate. Nu prea vrea să vorbească. Haideți balanțele, mai ziceți ceva. Sau poate sunt ei cu care aveți conflicte. Jocuri mentale. Dar eu vă recomand, la categoria jocuri mentale, cel mai frumos este șahul. Dacă chiar vreți să faceți jocuri mentale, vă recomand șahul. Hai, mă! Haide, domne, ia uite, ce e aici? Ce 3 de cupe și 6 de monede. A apărut o a treia persoană în viața voastră, un al treilea suflet. Vreți să-l spuneți, nu vreți să spuneți, asta eu trebuie să spun și cine ascultă, ascultă. Și aici este problema, reciprocitatea. Cum oferiți acelui suflet suficient cât vă oferă și el, în condițiile în care știți că mai e o persoană, sigur pentru unii o persoană, care este foarte geloasă. Și atunci, cum? Se mai adaugă la stresul pe care îl aveți încă acesta. Asul de monede, puteți să manifestați ceva nou, ceva durabil. Acum, poate să fie și... Hai că mai e încă o variantă. Mai e încă o variantă. Să vă doriți un nou job, să vă doriți un nou proiect din care să faceți bani. Poate unii dintre voi aveți nevoie de finanțare din partea cuiva, ajutor. Trei de cupe poate să însemne și o colaborare frumoasă, plăcută, dar poate să fie un prieten
sau din zona prietenilor să primiți, să puteți să primiți ajutor și tot din zona prietenilor să primiți și invidii și conflicte. Mare grijă! Mare grijă! Unii, dragii mei, nu fac diferența între cunoștințe și prieteni. Prietenii sunt puțini, cunoștințele sunt multe. Măi, se vede clar? Așa. 9 de monede. 9 de monede, pardon. Probabil că trebuie să fiți independenți, interesant. 9 de bâte, în prezent. Sau, există oameni independenți care vă pot inspira, vă pot susține. 9 de bâte, în prezent, pentru balanțe. 9 de bâte. Haide, balanțelor, haideți, fiți mai vorbărețe. Dar vă rog frumos, în general vorbesc cu balanțele, ce aveți? Jack of Spades, valetul de spade și cavalerul de monede pe care l-am văzut mai devreme când închisesei pe aici tot setul de cărți, să văd ce faceți până la urmă, ce faceți. Da, încet, încet, vreți să în ultima vreme v-ați gândit că trebuie să luați, să manifestați ceva nou. Repet, ori un job, ori o colaborare, poate chiar să fie și o relație de lungă durată, pentru că văd și pasiune. Dar pasiunea asta poate să fie un proiect fain, din care puteți să faceți bani. Vedeți unde sunteți, poate să fie amândouă, da? Vreți și proiect, vreți și pasiune. Why not? Așadar, în prezent, trebuie să blocați pe cei care vă creează conflict, ca să puteți manifesta ordonat, pas cu pas. Cavalerul de monede e un personaj bun strateg, dar în sensul de administrator, care își gândește bine pașii, se uită pe unde calcă. Asta pentru că a fost, probabil pentru că ați fost tulburați de alte evenimente, de alte personaje, pentru că ați avut dezamăgiri, încercați să fiți foarte, foarte precauți. Chiar dacă un nou proiect poate să fie dezamăgire la locul de muncă, trădări la locul de muncă, v-ați pierdut sau v-a exploatat unii, da? Și atunci, dacă voi vreți să fiți independenți, pentru că regele de bâte este independent și are afacerea sa, regele de monede nu e obligatoriu să aibă afacerea sa. Regele de monede, de obicei tradițional, poate să fie și angajat cu un contract. Da, zic, dar regele de bâte e super independent și atunci, independent și face și bani, trebuie să fiți precauți. Și să studiați, pentru că valetul de spade studiază. Studiază. Deci, în prezent, repet, în aceste blocaje, sau cel puțin așa, poate că unii așa văd atitudinea voastră în prezent. Poate așa sunteți văzuți. Că îi blocați pe X, pe Y, important este să îi blocați pe cei care v-au dezamăgit și cei care v-au rănit. Și nu doar v-au rănit și v-au dezamăgit, dar cei care nu vă stimulează înspre creștere personală, profesională, cum vreți voi să mai ziceți, da? Aceia care vă țin în patru de monede, adică în tradiții și în șabloane. Pe aceia trebuie să îi blocați. Și să studiați. Să studiați. Cavalerul de spade stă pe calculator, studiază, caută informații și apoi cavalerul de monede le aplică, era să zic regele. Le aplică, poate sunteți mai matur decât cavaler, dar trebuie să intrați în zona aceasta, să dați un pic înapoi până vă stabilizați. Mai ales dacă e vorba de un divorț sau de o separare pentru unii, pentru că văzusem. Da? Justiția inversă. Ați văzut în fața voastră s-a răsucit cu sus în jos. Adică sunteți cam cu capul în străchi, unii dintre voi. Scuzați-mi expresia. Da. Dar justiția nu înseamnă musai zodia balanței. Poate să fie sau poate să nu fie. Acum, e acela capătul setului de cărți, 6 de cupe. Interesant. 6 de cupe și regele de spade. Și 6 de spade. Uf.
6 de cupe o energie echilibrată. N-aș descrie-o prea mult pentru că în aceste condiții nu pare reprezentativă, dar pentru unii poate să fie dorința de împăcare cu cineva, pentru că vă recunoașteți din punct de vedere emoțional, sufletesc, unul pe celălalt. Poate să fie o colaborare, 6 de cupe, dar o colaborare cu cineva din zona prietenilor sau cunoștințelor cu care vă simțiți bine, o colaborare cu cineva, o susținere. Și acest personaj măcar că vă susține emoțional. Hai, du-te, fă, uite că trebuie, că merită, că poți. Ceva de genul ăsta. Poate nu susținere financiară, musă, deși văd că cineva ar putea măcar cu sfaturi practice să vă susțină, nu neapărat cu bani, pentru că modelele nu înseamnă musă ai bani, înseamnă și sfaturi practice, dar chestiuni practice. Dar aici văd o susținere emoțională. Hai, du-te, uite, du-te, învață, descoperă, hai, deschideți afaceri, chestiuni de genul ăsta. Am dat așa un exemplu ca să vedeți cam cum funcționează. Acum voi vedeți cum, voi știți cum se va manifesta în viața voastră. În viitor, regina de monede. Hai să vedem. Balanțele, haideți, vorbiți, că de obicei sunteți vorbărețe. Nu aveți cum să nu vorbiți cu mine. Regina de monede. Regina de monede în viitor. Hai, balanțelor, hai. În cuvință. Mai ieșiți din calculator, din telefon și comunicați. Regina de monede. Viitor. Ok. Mersi. 6-7. Interesant. 7 de cupe. Și steaua. Opa. Și 10 de cupe. Și regina de cupe. Ups. În primul rând, într-un mod foarte subtil se va schimba energia. Veți ieși din câte? Din blocajul mental în care ați stat în preajma unor persoane și în această poziție tradițională a voastră de soț, soții, interesant, cu copii, da? Veți ieși din acest blocaj și veți manifesta o nouă energie mult mai aproape de misiunea voastră. În primul rând, veți, posibil, interesant, cineva vă oferă posibilitatea de a vă vindeca într-un mod foarte plăcut, 10 de cupe și steaua. Și regina de cupe. Văd că cineva vă asistă. Interesant, cineva vă asistă. Dar este o asistență și practică. 7 de cupe. Ar putea să fie același personaj. Poate inițial vi se pare această asistență, susținere, vă creează confuzii. Dar vă oferă și stabilitate. Însă, mai am un mesaj în afară de asta. Mai vreau o carte. Am o carte pe 7 de cupe pentru că mai simt un mesaj în aer. Până mă clarific, nu vreau să lansez. Șase de cupe. Judecată, interesant. Ce frumos e. Ascultați-vă intuiția. Aveți opțiuni. Cum să faceți, cum să creșteți financiar unii dintre voi? Aveți opțiuni. Dar, dintre toate opțiunile, cea care vă va da stabilitate este cea pe care o veți asculta cu intuiția sau mai bine zis cu urechea interioară, cu sufletul, cu al treilea ochi. Măi, vedeți? Ia. Aceea vă va ajuta să renașteți și financiar și emoțional. Posibil cineva să vă comunice telepatic sau într-un mod foarte subtil. Subtil, complicat. Este, nu comunică prin spade, ci comunică printr-un alt fel de limbaj.
Spadele reprezentând o energie logică rațională, dar nu comunică poate așa cum ați vrea voi, da? Gen valetul de spade. Uite, trebuie să faci cu tare, cu tare, cu tare. Este o comunicare mult mai subtilă. De natură divină. Prin mesaje, prin parabole. Și asta posibil să vă creeze confuzie. Dar dacă ascultați intuiția, dacă ascultați, puteți să renașteți și să vă regăsiți valoarea, echilibru, stima, stabilitatea. Pentru unii mai văd dorința de împăcare a cuiva. Pentru că din ceea ce vreți să reușiți să faceți, am văzut o separare bruscă și definitivă de cineva. Alege să vă îndepărtați, dați în urmă cărțile 8 de cupe, să vă îndepărtați de 4 de monede, de relația karmică, de relația tradițională. Aici ar putea, e un alt mesaj, ar mai putea să fie personajul de care vă separați, vreți să vă separați, ca să mergeți înspre cunoaștere personală și creștere personală. Personajul de care vă separați să-și dorească la un moment dat să se împace cu voi, posibil, dar ascultați intuiția și percepeți dincolo de confuzii pentru unii. Eu văd mai multe mesaje. Așadar, hai să vedem. Asta e într-un viitor. Ce înseamnă viitorul acesta? Variază. Poate să fie 6 luni pentru unii, 2 luni pentru alții, 1 lună pentru, eu știu, un alt grup. Mai în cafea? Îmi țiu eu urechea, apropo. Clarificăm, e regele. Vedeți? Mai. Așa. Regele de băte, sfat. Clarificăm regele de băte. Cu alte cuvinte, fiți autonom, fiți creativi, fiți întreprinzători și... Ups, o smute. Dar... dar ce de cărți, acum sunt prea multe. Dar aici nu vorbiți voi, aici vorbește destinul. Tarotul. Ce înseamnă regele de băte? Secrete. Marele preot, cavalerul de spade și asul de monede. Asta e. Sfatul este să începeți ceva nou, un job, un proiect, da? Pe cont propriu. Încercați să fiți cât mai creativ și acel proiect să vă placă. Să vă placă, să-l faceți cu drag. Nu că trebuie. Aici este diferența între regele de bâte și alți regi. Că face ce-i place. Deci dintr-un hobby, să zic, asul de bâte, transformați un hobby, cum a fost la mine cu tarotul, într-un proiect de lungă durată, cu potențial de creștere și de stabilizare practica voastră. Evident că poate să fie și o pasiune, dar nu e obligatoriu. Pentru unii poate, pentru alții nu poate. Depinde de voi ce alegeți. Acum. Cavalerul de spade... Marele preu și luna. Marele preot reprezintă un ghid spiritual cu care puteți comunica despre niște confuzii. Confuzii care, de fapt, sunt cele care determină și 5 de spadă conflictele mentale și verbale din trecut, și lupta din prezent, da, puterea, și confuziile eventual din viitor, și frica de decepții, toate acestea de fapt, și blocajele din prezent sunt urmările acestei luni neînțelese, sau mai bine zis, acestor emoții, sunt niște frici pe care voi nu le înțelegeți și cineva... Comunicarea cu cineva, în adevăr, cavalerul de spade, poate într-un mod neașteptat, cavalerul de spade este destul de impulsiv, neașteptat, comunicarea cu cineva vă aduce niște răspunsuri de natură spirituală care vă pot ajuta să vă înțelegeți această latură emoțională.
Și interesant este că odată ce vă înțelegeți această latură emoțională, vă eliberați de o parte din frici și puteți să manifestați acest as de monede și acest rege de bâte. Înțelegeți limbajul, da? Odată ce înțelegeți măcar o parte din aceste frici, puteți să aveți încredere în voi și să puneți bazele unei, ce vreți voi să fie, relație, proiect, afacere, da? Eu așa simt acum. Ce ar mai fi să mai simt? Luna înseamnă intuiție. Ascultați-vă, apropo de intuiție, învățați să ascultați. Cineva vă învață. Cineva vă învață. Sau aveți pe cineva dispus să vă învețe cu rege, cu marele preot. Să vă ghideze. Interesant că aici semnul săgetătorul, cineva cu marcaj în săgetătorul. Marcaj! Nu neapărat zodia săgetătorului. Marcaj! Poate are casa noua pe semnul săgetătorului. Ceva de genul acesta. Am dat un exemplu. Și acolo are planete. Devine un ghid spiritual. Sau are planete în casa noua. Încă săgetătorul asta înseamnă. Și aveți și noua aici, da? Cineva vă învață cum să vă eliberați de frici și cum să manifestați asul de monede. Oportunitățile. Cum să vă creați, mai bine zis, interesant, oportunitățile. Că unii, aici este secretul magicianului. Unii așteaptă să le pice în brațe șansele, ocazile, alții le pică în brațe și tot le scapă și le fac praf. Și alții își creează singur oportunitățile. Frumos mesaj. Variază de la un om. Deci, ideea este să manifestați ceva nou. Durabil, stabil. Pentru unii poate să fie frica de credință, de tradiție, de religie. Și din cauza aceasta să manifestați o oarecare impulsivitate când e vorba de asemenea chestiuni, de religie, de tradiție, de contracte tradiționale. E o frică peste care trebuie să treceți. Am zis, eu văd că există totuși cineva care vă ghidează. Odată eliberați de frică, puteți să manifestați. Interesant, temperanța, prin vindecare. Și replănuire, reorganizare, doi de monede, doi de băte. Sunteți voi, să zicem. Varianta voastră rațională, regele de spade. Clarificăm, te rog frumos. Trei de bâte exterior. Interesant. Regina de spade și faetonul. Regina de spade e un personaj foarte, foarte inteligent. Nu spun musai că e de un anumit semn. Pentru că aveți și aer, și apă, și foc în aceste cărți. Dar este foarte inteligentă. Și știe ce spune regina de spade. Poate să fie dură, poate să fie blândă. Depinde cum e cazul. Interesant că a venit în poziția normală. E de bine deocamdată. E o chestiune legată de călătorie, de distanță. Faetonul iar amplifică distanța. Nu că amplifică, mă lărgește distanța musai, că susține noțiunea de distanță între voi și acest personaj. Care de altfel vă potriviți măcar din punct de vedere mental. Faetonul reprezintă mașina. Poate că așteaptă să veniți, poate că ar veni spre voi și. Vedeți, ideea este că acest personaj este pregătit să aleagă, pentru că faetonul alege să meargă înspre steaua sa, înspre destinul său.
Acest personaj este pregătit să aleagă să meargă înspre steaua sa. Și am văzut undeva în viitor o separare a voastră de o energie karmică sau a cuiva, dacă rămâneți în energia karmică, cineva se separă de voi și își vede de steaua sa, pentru că 9 de cupe este varianta mică a stelei pentru mine. Da? Aici o situație în care lucrurile stau pe loc. Este tăcere între voi, tăcere care vă îndeamnă la temperanță, la vindecare. Este, da. Trebuie să încheiați capitolul. Între voi există o atracție foarte mare, valetul de cupe, dar există și o relație karmică. Din partea voastră, în partea lor, acest diavol asta îmi sugerează. Poate să fie și frici, pentru că vă este teamă de decepții, poate să fie și obsesii, poate să fie și multe. Dar acest personaj vrea să aleagă un nou capitol în care se vindecă, se echilibrează și dacă e să fie tăcere, să fie tăcere, pentru că vede lucrurile dintr-o nouă perspectivă. E posibil acest personaj să-și dorească să iasă din viața voastră. Dacă voi reușiți să vă doriți voi acest personaj să creați ceva, voi știți, voi știți ce vreți să faceți. Dacă știți, pentru că unii sunt cam nehotărâți, trebuie să recunoaștem. Dar în principiu. Cineva și-a mașina și pleacă în lume. Glumesc. Nu. Faetonul înseamnă că merge către stea, către misiunea sa. Și eventual, urmărindu-i pe ei, cum își iau viața în hățuri, cum se zice, taurul de coarne, viața în hățuri, și sunt independenți și se duc către misiunea lor, acest fel, că vă influențează acest personaj, această atitudine vă poate inspira și pe voi. Adică ei de ce au putut și eu nu pot? Ceva de genul acesta? Ei de ce? Sau ele? Da? E o regină totuși? E o energie feminină? Ei de ce pot și eu nu pot? Ceva de genul acesta. Posibil să vă influențeze. Chiar dacă se separă cineva, să vă influențeze prin această separare, prin aceste decizii. Pentru că faetonul, am zis, înainte de a merge, înainte de a încena, în ce direcție înainte? Înspre destinul său. Acesta înseamnă înainte. Nu înspre karmă, nu înspre cine știe ce aș, înspre destinul său. Clarificăm, 3 de spade, normal, clarifică, sunt dezamăgeri. Clarificăm justiția în prezent. Va dori justiție. Relații echilibrate, relații corecte. Dar nu putem să-i mulțumim pe toți, asta vă zic clar. Așadar, dacă vreți să vă mulțumiți pe voi, trebuie să țineți cont că îi dezamăgiți pe alții. Dacă vrei să-i mulțumiți pe alții, o să vă dezamăgiți pe voi. Clarificăm justiția pentru balanțe. Februarie. Ce este? 6-7. Sunteți defensivi? Unii dintre voi sunteți defensivi. Dar aici este. Dacă vreți să... Alt mesaj. Afară de defensivitate, că s-a văzut și la 9 de bute, că sunteți mai defensivi. Dar, pentru unii este bine, dar depinde cu cine puneți aceste ziduri și aceste scuturi. Depinde cu cine puneți. Dacă sunteți față de cei care au fost incorecți cu voi, repet, ați văzut cartea când s-a învârtit în fața voastră, e bine. Înseamnă că învățați să puneți granițe personale față de cei care v-au atacat verbal, da? V-au dezechilibrat și cu care vă luptați tot timpul, da? Posibil v-au și manipulat undeva în trecut. Că altfel n-ați fi deja atât de dezamăgiți dacă nu v-ar fi manipulat, da? Sunt oameni vechi. Eu vorbesc de oameni vechi. Oameni cu care aveți istorie, cum se zice. Pe aceea, da. De aceea trebuie să vă protejați. Trebuie să învățați să puneți granițe personale. Acasă unii dintre voi. Există două tipuri de casă. Sau două personaje cu care vă simțiți acasă. Un personaj cu care vă simțiți sufletul vostru pereche și super fericit și un personaj cu care sunteți împreună și vă simțiți singuri. Aici este labirintul, interesant, labirintul în care sunteți. Căutați o ieșire din această situație. Clarificăm 7 de spade și justiția în prezent. Clarificăm 7 de spade și justiția. Ce vă doriți? Dacă vă doriți să puneți granițe personale, vă învăț. Trebuie să-mi scrieți. Sau poate o să fac un video ca să nu mai
trebuia să citesc e-mail-ul. Poate să fac un video. Da, nu, e în plan. E aproape și gata, e început. Regele de spate, da? Asul de cupe! Hai, mă! Ce frumos! Regele de cupe! Iubiți pe cineva, vreți să manifestați o nouă lume? Aveți și regele de cupe și cavalerul de cupe? Mai! Iubiți pe cineva, încercați să vă temperați, să vă calmați? A, interesant! Poate spuneți granițe în... Da, cum am zis mai devreme, puneți granițe în calea celor care au fost nedrepti cu voi și vă doriți să fiți corecți cu cei care sunt corecți, apropo de reciprocitate și 3 de cupe și 5 de spade, ce am văzut acolo în trecut, undeva. Vă doriți, da, să fiți corecți cu cei care sunt corecți, da? Interesant, regele și regina de spade. Dar mai dăm o carte, totuși, asul de cupe. Deci o poveste de dragoste, totuși, clarificăm. Să vedem ce faceți. Regele de spade, 7 de bâte și justiție. Și când zic regele de spade, înseamnă că vă doriți să fiți corect principial. Pentru că mie îmi place regele de spade. Nu pot să zic că nu-mi place. Nu-mi doresc mult să ai numai oameni emoționali, da? Avem nevoie de oameni raționali. Dar principiali, pentru că aici e latura frumoasă a regelui de spade. Și a reginei de spade, da? Amândoi sunt... Doresc să manifeste adevărul. Varianta lor negativă manifestă 5 de spade, conflicte mentale. Cuvinte urâte, atacuri verbale. Ia, ne dăm. Regele de spade, 7. Cavalerul de bâte, da. Blocați pe cei care sunt... Lasă așa cartea pentru că ați văzut-o când s-a învârtit, da? Îi blocați. Fiți defensivi cu cei care au fost nedrepti cu voi și fiți corecți cu cei care sunt corecți și eventual, aici este strategia cum să mergeți, să vă cuceriți independența. Cavalerul de bâte merge către regele de bâte, merge către independență și cum să cuceriți eventual, poate. Vai, ce frumos! Îndrăgostiți-i și soarele și 2 de cupe, sufletul vostru! Wow! Ajungeți la acest adevăr, vă doriți să înțelegeți. Ah, regele de cupe, fantastic! Ce aici mai, oameni? Dar e zona nevăzută, neexprimată de voi, ce este secretul vostru. Da. Simțiți multă fericire? În preajma unui suflet pereche, flacără geamănă, 2 de cupe și îndrăgostiții și flacără geamănă și suflet pereche, da? Care comunică corect, apropo, comunică corect și emoțional și vă oferă pe tavă aproape sufletul, dar există o stagnare, din cauza unor, ce? Unor griji, prea mult stres, însă vă doriți, am zis, să fiți principiali, să cuceriți eventual această fericire fantastică. Asta înseamnă că vă veți separa de cei care... Ia, clarificăm turnul. Ce înseamnă? De cei care au fost nedrepti cu voi. Clarificăm turnul. Evenimente neașteptate. Turnul înseamnă evenimente neașteptate. Moartea poate nu se... Adică este și încheiere. Da? Separare de cineva, dar este și renaștere, pentru că moartea aduce renaștere, da? Un început și un final, sau mai bine este un final și un început. Moartea, de fapt, este un tranzit între două lumi, între două etape. Ah, câte sunt? Hai că le citesc. Că sunt doar atât. Turnul. 4 de bâte, câte sunt? 9 de cupe și 8 de cupe. Și 10 de cupe și regina de cupe. Sunteți nebuni? Ce e aici? Turnul poate să fie și o trezire.
Pentru că am văzut asul de spade mai devreme și avem și regele de spade, care înțelege, e o trezire referitor la un suflet pereche care vă face fericiți. Da? Vă vindecă, cu care comunicați, împărăteasă, energie divină. Posibil să fiți flăcărgemene și să fie femeia voastră divină sau care vă cheamă să manifestați bărbatul divin din voi, sau aici este turnul, trezirea. Cum poți să fii într-o relație frumoasă și armonioasă dacă nu te iubești? Cu alte cuvinte, până nu vindeci aceste răni, dragă balanță, ce-o fi soare, lună, Venus, ascendent, și până nu te iubești, n-ai cum să manifesti acele suflete pereche, acele flăcări gemene, această dragoste foarte frumoasă, 10 de cupe, regina de cupe, ce poate fi mai fain, da? Și este înălțător pentru că e cu temperanță și cu marea preoteasă, adică nu este doar un amor, am zis, este cineva cu vibrație înaltă, regală, nobilă, da? Și atracție, dar e mai mult decât atracție, este mult mai complexă relația. Și atunci, 8 de cupe înseamnă să vă detașați de cupele goale, da? De-aia se produce și separarea și transformarea. Ne adăm și moartea. Și iar m-am lungit cu eterarea. Clarificăm acea moarte. Renaștere, de fapt. Moarte și renaștere, judecată. Valetul de cupe, interesant. Regina de cupe, împărăteasa. Poate că în secret ați încercat să fugiți de acest personaj unii. Cinci de cupe. Cinci de cupe înseamnă dor, înseamnă lacrimi, lacrimi de dor. În această poveste de dragoste, e o poveste de dragoste. Interesant. Moartea și valetul de cupe. Mai dăm o carte. Valetul de cupe înseamnă exprimarea unor emoții. Cineva a zis să-și pune sufletul pe tavă, dar arată ce simte. Poate să fie și un copil, dar cu împărăteasa și regina de cupe ar putea să fie să fie pentru unii această trezire, să vă doriți un copil cu cineva, cu un anumit bărbat, cu o anumită femeie, să vă doriți un copil. Pentru că simțiți această legătură foarte profundă și vorba aceea, ați avut unii chiar aveți copii cu oameni față de care n-ați simțit lucruri atât de profunde. De ce ne apare mie așa ceva la balanțe, domnule? Cavalerul de... Nu, valetul de cupe. Valetul de cupe, clarificăm. Dar putea să fie comunicare. Valetul înseamnă și comunicare, repet. E o relație în fașă, să zicem, o relație dragoste emoțională. Vă zodia racului, poate pentru cineva aceasta înseamnă ceva. Poate să aveți planete acolo, Venus, eu știu, Mercur. Că tot e comunicare. Clarifică în valetul de cupe. Încă una și gata. Valetul de cupe, vă rugăm frumos, fiți mai vorbăreți. De fapt, nu voi trebuie să fiți vorbăreți. Acum iar mai vreau o carte. 6, 7, 10. O, mare grijă. Mare grijă pentru că aici am văzut că cineva vrea să se împace. Dacă voi vă separați de cineva din trecut cu care aveți copii, ar putea ca după această separare cineva să încerce să vă manipuleze printr-un copil.
Diavolul înseamnă fostul fosta. Fostul fosta, mare grijă. Dacă vine, eu v-am zis. Până la urmă, sunteți, faceți ce vreți. Am zis, chestiune de copil, diavol. Mai dăm o carte pe diavol. Poate să fie și obsesia cuiva de a avea un copil cu o anumită persoană. Valet de monede. Da. Trei de spade. 10 de bâte. Da. Posibil. Separarea de cineva din trecut cu care aveți copii să-i facă să încerce să revină cu vorbe frumoase și să folosească copiii, să-i pună ca și motiv de împăcare. Pentru că aveți aici o renaștere și 7 de cupe. O mamă, eventual, sau un soț, mamă, soție, soț, da? Confuzii și judecata care vrea să împace. Da. Voi alegeți, 2 de spade, voi alegeți. Dacă vreți să stați cu trecutul, stați cu trecutul, manipulați în continuare. Dacă vreți să manifestați ceva nou, pentru că aveți ași, voi alegeți. Nu vă obligă nimeni. Nu vă obligă nimeni. Și dacă spuneți că nu se întâmplă, păi nu se întâmplă, că nu faceți pașii necesari. Asta e tipic uneori pentru mulți oameni care preferă să rămână în trecut. Și în mod special pentru clarificare. Curățenie. Un mesaj. Balanțelor. Hai să vedem ce floricică vine pentru voi. Bellflower, cum îi zice? Gratitudine, recunoștință. Fiți plini de recunoștință față de cei care vă oferă soluții, energii frumoase pentru ceea ce aveți. Ce cere recunoștința față de trecut? Ne aduce pacea din acest moment, din ziua de azi. Și creează o nouă viziune pentru ziua de mâine. Adică, chiar dacă ați trecut prin experiențe neplăcute, chiar dacă aveți dureri, chiar dacă ați fost manipulați, chiar dacă cineva tot vine din trecut, fostul, fosta, da, să vă folosească, să se împace cu voi, să folosească copiii, fiți recunoscători că aveți aceste experiențe și puteți să discerneți. Da? Puteți să discerneți. Regele de spade, am zis, este inteligent. Puteți să discerneți între cine este corect și cine este incorrect. Repet, ați văzut cum s-a învârtit cartea în fața voastră, da? Și puneți granițe în fața celor incorrecți și manifestați echilibru, reciprocitate față de cei care sunt corecți. Aveți o energie divină superioară în viața voastră, dacă vreți să o alegeți bine, dacă nu, alegerea voastră. Dar experiențele neplăcute v-au învățat să fiți puternici. Așadar, această luptă prin care ați trecut este un antrenament până la urmă și pentru mintea și sufletul vostru și corpul vostru să manifestați încredere în potențialul vostru. De-aia apare și regele de băte, încredere în voi. Că puteți să manifestați, da, valori, o nouă relație, o nouă afacere. Ce vezi voi să fie? La capătul setului, a, nu mă uita, florile de nu mă uita, interesant. Memorii, memorii, amintiri. Veșnice, eterne. Cel mai minunat lucru, cel mai grozav lucru în viață sunt oamenii pe care... Stai să citesc, că nu am ochelari buni și scrisul foarte mic. Ardă. Sunt oamenii pe care i-ai iubit. Dragă balanță, oamenii pe care i-ai iubit. Cel mai minunat lucru în viață sunt oamenii pe care i-ai iubit. E o mare diferență între a fi cu omul pe care îl iubești și a fi cu un om că trebuie să fii acum, da? Oamenii pe care iubești. Locurile pe care le-ai văzut și amintirile pe care le-ai creat. Asta e. Pentru cine are urechi de auzit și hibiscus, care îmi place foarte mult. Frumusețe și fericire. Afecțiune și, ce mai zice? Determinare. Folosiți aceste calități în direcția pe care vreți să o manifestați. Sper că v-a plăcut și sper că ați ascultat cu atenție și v-ați luat sfaturile, eu știu,
pe care trebuia să le auziți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, pa, pa!